stimate domnișoare, doamne, domnișoare și domni, dați-mi voie să trec la un slogan, la plăcinte înainte, la distracție la fel. Acum, pentru că sunteți la prima ediție a acestui festival, sigur că bucătăria românească, tradițională, e arhicunoscută, dar la Buda aici eu am amintit plăcute, de fapt e localitatea cea mai dulce din România, știți dumneavoastră de ce? Și eu, trecând pe aici cu ani în urmă, cineva a aruncat peste gard un sac de zahăr și l-a dus la Cluj. De atunci încă mai am fiere de bot. Acum, pentru că suntem la prima ediție a Festivalului Plăcintelor, dați-mi voie să vă zic, în primul rând, să fiți sănătoși, să vă bucurați de această dupămasă. E o sărbătoare care are legătură cu nația noastră, cu tradiția noastră și ce nu să ne bucurăm. În timp, gospodinele române, românce, că-s românce, că-s unguroaice, că-s săsoaice, ce-or fi ele, că-s țigănci, că n-avem nicio treabă, până la urmă au gătit frumos, de-aia și neamul ăsta atât de frumos. Și acum, nu de mult, ați văzut că a ieșit un studiu și în același moment s-a votat că femeia româncă e pentru cele mai frumoase femei din Europa. Aplaudați, bărbați, că așa e, nu vă uitați la tema și... Și pentru că sunt femeie frumoasă și de vreme acasă, gătesc bine plăcintele, uitați-ne că ne întâlnim astăzi, în această zi frumoasă, la prima ediție a Sărbătorii Plăcintelor BOT 2019. Să dea Dumnezeu să ne dăm întâlnire și peste 100 de ani și să facem plăcintele așa de bune ca și astăzi. Trecem la cât dacă de-aia am venit aici și prima o să fie una mai nouă și mai vechi și mai noi și mai vechi și nu vă dorim altceva decât să trăiți că trebuiți. Să vă distrați că meritați, trăiască Bodu și Bodancele. Trebuie să margă orchestra, dă-i!
cum pa mai pe noi. O să fierbe la lumele, să se facă țuica. Facem ghinul, nici ne Crăciunul pe noi. Rău-i pare cu drumul meu, după perte, să ne spun că viața e grea, departe
departe de casă. Asta e situația, ce să facem dacă avem 7 milioane de oameni pe care încet încet am alungat să plece de aici. Dar trecem mai departe și revenim la noi acasă, ca lui Pușca și nevasta, un cântec nou pe care dedicăm celor care aveți neveste îngăduitoare și care vă lasă ca după câte o plăcintă, două, trei, să beți câte 6, 7, 10, 15 șprițuri și când mereți acasă tomniți sau loviți, vă lasă în pace, nu vă hârâie, dimineața vă dă cu primim tăți bărbații, supă de limbă. Toți primim așa ceva, suntem obișnuiți, dă să margă orchestra, dă să suni, hai, la plăcinte înainte, la distrație. Să mă cânt niște doamne, două, sunt doamne. Am luat
Thank you.
sa